Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiere. Aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitatul meu din această seară este domnul președinte Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați și președintele executiv al Partidului Social Democrat Galați. Bine ați revenit alături de noi, domnul președinte. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație. S-a făcut o mare discuție legat de împărțirea bugetului Consiliului Județean și aș vrea să ne povestiți dumneavoastră exact cum au stat lucrurile. Pe bugetul Consiliului Județean trebuie împărțit în mod normal și logic și firesc pe criterii de priorități, nu pe criterii de partenice, nu pe criterii, eu știu, așa cum ne dorim unii sau alții, în funcție de prioritățile județului, că de aceea ne și numim Consiliul Județean Galați, nu ne numim Consiliul nu știu cărui partid. Și atunci a trebuit și mă bucur că împreună cu colegii de la Consiliul Județean și cu echipa de consilieri din mandatul anterior, pentru că bugetul ăsta vine în urma unei munci făcute de către și prestate de către echipa de specialiști din Consiliul Județean împreună cu mine și împreună cu consilierii județeni din mandatul 2016-2020. Îmi doresc ca și cu actualul Consiliu să ajungem la aceeași performanță sau chiar să o creștem și mai mult. Și îmi doresc lucrul ăsta. Doar că nu au înțeles unii dintre consilierii noi că bugetul Consiliului Județean am să-l aloc tot timpul în funcție de prioritățile județului Galați, nu în funcție de prioritățile unui partid. Da, este un buget pe dezvoltare, pentru că despre asta vorbim. Un buget cum nu a mai avut Consiliul Județean, un buget mare, este 70, deci tot bugetul Consiliului Județean este de 860 de milioane, dintre care 76% din acest buget se duce strict pe investiții. Adică diferența de 222 de milioane de lei înseamnă cheltuieli de funcționare. Atenție, când spunem cheltuieli de funcționare, nu spunem doar salarii. Din ăsta 222 de milioane de lei, doar vreo jumătate din ei se duc pe salarii. Restul se duc pe ceea ce înseamnă reparații, pentru că dăm bani pentru reparații pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean, dăm bani pentru ceea ce înseamnă utilități, energie electrică, apă, gaze și tot așa mai departe și alte, furnituri și materiale necesare pentru buna desfășurare a unei instituții. Adică cheltuielile cu salariile din total bugetul Consiliului Județean sunt undeva în jur de 17-18%. Nu am avut niciodată cheltuieli cu salariile atât de mici. Bine, ele vin și pe fondul faptului că investițiile sunt mari, dar gândiți-vă că, ca să pot da un exemplu, diferența dintre personalul angajat și personalul pe care îl avem aprobat pe schemă, pe organigramă, este undeva la 75%. Adică nu avem în momentul de față, nu avem angajați sau Consiliul Județean nu are angajat schema la capacitate. Revenind la buget, că ne-am bătut la buget, da, bugetul este canalizat strict pe investiții, așa cum am spus-o și în 2016, așa o spun și acum, așa am să o spun de fiecare dată, prioritatea rămâne sănătatea, educația și infrastructura. De aceea pe sănătate avem un buget peste 20% din total este pe sănătate, infrastructura 30% pe partea de mediu, pentru că avem proiectul de sistem de management integrat al deșeurilor, avem peste 18,5%, 19% aproape, adică pe cultură, unde, credeți-mă, cultura n-a beneficiat de astfel de investiții în 30 de ani niciodată atât de mult cum beneficiază acum. Gândiți-vă că mai mult de sunt aproape, făcut un calcul, aproape 10 milioane de euro pe cultură. Sunt bani investiți pe priorități. Și atunci nu pot decât să vă spun că mă bucură bugetul ăsta. Toate proiectele pe care le avem
atât în sănătate, cât și în infrastructură, cât și în pe mediu, cât și în cultură și educație, toate proiectele au sursa de finanțare asigurată. Poate unii o să-și pună întrebarea, domnule, dacă guvernul a dat bani mai puțin în 2020, dacă a dat bani mai puțin în 2021, cum a crescut bugetul Consiliului Județean? Pentru că e o întrebare la care, pe care firesc ți-o pui în momentul în care vine Consiliul Județean și are cu 23 de milioane de euro mai puțin în 2020 față de 2019, iar bugetul este mai mare. În condițiile în care în 2021 ai 6 milioane de euro aproape, mai puțin decât în 2020, adică dacă am face un calcul ar fi 29 de milioane de euro mai puțin decât în 2019, și cum bugetul Consiliului Județean, cum de bugetul Consiliului Județean este mai mare decât în anii anterior, mai ales pe investiții, unde toată lumea știe că dacă iei bani din investiții, te duci, nu mai rămâi cu cheltuieli de funcționare. Banii ăștia vin în urma, cum am spus-o și o repet, în urma unei munci de echipă a mea împreună cu Consiliul Județean, cu aparatul Consiliului Județean. Am adus fonduri europene, am atras fonduri europene și aportul Consiliului Județean la aceste proiecte a fost doar de 2% și aici, de aici vin o parte din bani, plus că în 2016-2017 au fost proiecte făcute din bugetul propriu al Consiliului Județean și apoi au rămas bani necheltuiți pe exercițiul financiar 2013-2020, unde Consiliul Județean a putut să fie eligibil și neconsumându-se banii din bugetul european, ne-am dus cu proiectele finalizate. Noi aveam proceduri de licitație făcute în SEAP frumos, SICAP, exact cum prevede legea, și am putut ca banii respectivi, adică 10 milioane, 15 milioane de euro, să îi recuperăm. Chiar dacă i-am cheltuit din bugetul propriu în 2016-2017, i-am recuperat din fondurile de la Uniunea Europeană. Pentru că Consiliul Județean nu este beneficiar și nu încasează taxe și impozite, nu avem alte surse de venit decât bugetul de stat, sume defalcate din cote de TVA, pentru că în funcție și de agenții economici și de încasările de TVA la bugetul de stat, așa se creionează și bugetele Consiliului Județean, și atunci nu am avut altă soluție decât aceasta de a ne duce și de a mă duce pe fonduri europene. Și ca să vă fac un exemplu și o comparație, în 2016 bugetul Consiliului Județean era de 46-47 de milioane de euro, în 2021 bugetul Consiliului Județean este aproape 200 de milioane de euro. Vă dați seama că atunci aveam 6% buget de investiții, acum avem 76% buget de investiții. Atunci aveam 6% buget de investiții din 47 de milioane de euro, acum avem 76% buget de investiții din aproape 200 de milioane de euro. Deci așa stau lucrurile și asta este diferența dintre Consiliul Județean 2021 și anii anterior, 2015-2014 și tot așa mai departe. Da, este un lucru care mă bucură. Deci este un lucru care mă bucură. Dar, pe de altă parte, așa cum am spus-o, prioritățile și ce le-am promis oamenilor mă țin de cuvânt. Așa cum le-am spus în 2020 că am alocat sume foarte mari pentru aparatură medicală și rezultatele au început să apară și o să vedeți că o să facem publice și intervențiile medicale făcute cu această aparatură performantă. Același lucru l-am făcut și în 2021. Deci numai în 2021 am alocat pentru aparatură medicală 10 milioane de euro din bugetul propriu. Pentru că încă mai este nevoie. Țin cont de faptul că 30 de ani de zile nu s-au făcut investiții în infrastructura și în aparatura medicală a spitalelor, credeți-mă că am senzația că nu se mai termină investițiile, dar avem nevoie deja să fac foarte multe intervenții chirurgicale și alte intervenții în
secțiile de la spitalele din subordinea Consiliului Județean, care nu se făceau înainte, și o să vedeți, așa cum am spus, repet, o să vedeți că o să le facem publice împreună cu medici din Spitalul Județean și din celelalte spitale, pentru că lumea trebuie să știe, pentru că, da, mai sunt și probleme, mai sunt și sincope în comunicare, dar lumea trebuie să știe că acolo sunt și oameni care beneficiază de servicii medicale de care înainte nu beneficiau. Gândiți-vă că în fiecare zi la spitalul, dau un exemplu, doar Spitalul Județean, în fiecare zi la Spitalul Județean sunt 200 de persoane. 200! 200 care se prezintă în UPU, plus ceilalți care merg în ambulatorul de specialitate, care merg în ambulatorul de specialitate pe alte specializări. Eu știu, orele, medicină internă sau... Dar gândiți-vă că sunt cei care vin și fac radioterapie, vin și fac tratament de cancer, sunt cei care vin în ambulatorul pe diabet și numărul de persoane ajunge peste 400. 400 de oameni care zilnic, poate chiar și mai mult, zilnic pășesc spitalul, pragul acelui spital. Da, sunt, nu există pădure fără uscături, sunt de acord că poate comunicarea în anumite situații lasă de dorit din partea unor cadre medicale. Am vorbit și cu conducerea Spitalului Județean să rezolvăm problema aia, dar așa stau lucrurile. Revenind la buget, prioritatea bugetului rămâne în continuare sănătate, drumuri, un județ curat, ecologie și cultură. Ați vorbit despre sănătate, ați punctat de fiecare dată pe sănătate. Și în acest moment Spitalul Județean este în plină dezvoltare, el însuși. Când va fi gata UPU? Păi UPU în momentul de față este proporție de 99%, este gata, sunt mici finisaje care să mai fac acolo, mai trebuie să știu racordate niște instalații, mai trebuie pusă o plintă, o bară cu mână curentă, chestii detalii minore, așa zic eu, că în luna mai, cel târziu până la sfârșitul lunii mai, vom face și inaugurarea acestei unități de primiri urgențe, care la rândul ei a fost crescută capacitatea de la 700 de metri la 1500 de metri, s-a dublat practic capacitatea de primire a unității de primiri urgențe. În momentul de față corespunde tuturor cerințelor și normelor în vigoare ca să corespundă și circuitului roșu și verde și galben, astfel încât să fie separate. Vestea bună vis-a-vis de UPU este că tocmai zilele astea am primit ultimele două avize pentru extinderea parcării supraetajate pentru heliport de la Autoritatea Aeronautică și de la Mediu, astfel încât ședința următoare aprobăm indicatorii tehnico-economici și dăm drumul la licitație, astfel încât să ne apucăm și de heliport. Adică, așa cum am spus, prioritatea zero este sănătatea, de la heliport pasarelă suspendată până la UPU, acolo coboară cu liftul în interiorul unității de primiri urgențe și scurtăm, reducem foarte, foarte mult distanța și timpul de la de acolo de unde aterizează elicopterul acum până la UPU, astfel încât reducem 20-25 de minute, ceea ce înseamnă enorm de mult. Orice minut înseamnă viață. Prin această extindere nu înseamnă doar extinderea unității de primiri urgențe ca și construcție, înseamnă și dotarea cu aparatură medicală și cu tot ce au nevoie medici acolo. De asta v-am spus, bugetul este foarte important cum îl creionez și nu mai departe de a treia zi de Paște vom avea o ședință extraordinară de Consiliul Județean unde vom mai aproba alocarea unor sume pentru că avem probleme cu alimentarea cu oxigen pentru că ea a fost gândită pentru acum câțiva ani de zile în urmă când consumul de oxigen era de 4-5 litri pentru un bolnav în terapie intensivă, iar acum pentru un bolnav de COVID în stare critică necesarul de oxigen ajunge la 50-60 de litri pe minut. Deci vă dați seama cam cât de mult a crescut consumul de oxigen și
alocăm bani marți, am făcut și o ședință de comandament județean de situație de urgență. Marți, a 30 de Paște, nu contează că e Paștele, facem ședință extraordinară, alocăm banii, spitalul în paralel face proiectul, astfel încât în cel mai scurt timp să avem montat al doilea fir de oxigen pentru secția de terapie intensivă la Spitalul Județean. În sprijinul afirmației dumneavoastră că sunt bani serioși care sunt alocați culturii, îmi amintesc afirmația pe care o făcea directorul Muzeului de Artă Vizuală din Galați, domnul Dan Basarab Nanu, când spunea că își sună colegii din țară sau este sunat de aceștia și nu le vine acestora să creadă că se naște un nou muzeu la Galați. În ce stadiu este acest muzeu în acest moment, domnule președinte? Da, în acest moment el este peste 50% realizat, poate 60%. Recunosc că mi-aș fi dorit ca acel constructor să fie puțin mai aplecat și mai serios. Bani sunt, suma este alocată. Într-adevăr și gradul de dificultate este destul de ridicat pentru această clădire, pentru că arhitectul a proiectat acolo. Nu este clădire clasică. Arhitectul a proiectat acolo, a configurat-o niște ziduri înclinate și este o provocare și pentru constructori. Dar vă spun că va fi gata, are suma, are finanțarea asigurată, toată investiția acolo ajunge la 6,5 milioane de euro cu tot ce înseamnă amenajare. Încă de anul trecut am preluat și parcul Rizer la Consiliul Județean și ne-am apucat acolo de igienizare, de curățenie, de tot ce înseamnă amenajarea parcului, astfel încât să mai facem un proiectel și pentru parcul respectiv de amenajare și o să vedeți ce bijuterie va fi din acel parc, astfel încât să aibă posibilitatea artiștii atunci când se vor mai relaxa și măsurile astea de cu pandemia, să poată să facă expoziții inclusiv în aer liber. Capacitatea administrativă ridicată prin investiții integrate, da. Și complementare. Ce înseamnă lucrul acesta, pentru că a fost încheiere de proiect, titlul de încheiere de proiect? Înseamnă un proiect cu finanțare europeană, unde Consiliul Județean a reușit să facă strategia de dezvoltare a județului cu finanțare europeană, nu a trebuit să facem cu finanțare proprie. Este un proiect care s-a derulat pe parcursul a 2 ani de zile, pentru că această strategie de dezvoltare a județului Galați a stat în dezbatere publică foarte, foarte mult timp. Au fost foarte multe întâlniri cu partenerii, cu întreprinderile mici și mijlocii, cu autoritățile locale, cu instituții publice, cu instituții private, cu absolut toate categoriile profesionale, pentru ca fiecare să vină, să-și aducă aportul, să vină cu sugestii ce probleme au pe ramura, pe zona respectivă. Știu că a fost medicină, că e agricultură, că e industrie. Absolut toți, începând de la combinat până la cei mai mici ONG-uri, au fost invitați pentru a discuta această strategie de dezvoltare timp de aproape 2 ani de zile, după care a stat în dezbatere publică perioadă foarte lungă de timp, unde iarăși au putut fiecare să-și aducă aportul și să-și aducă să vină cu sugestii pentru a putea fi prins în strategie. Și acum Galațiu are o strategie de dezvoltare până în 2027. Deci este o strategie, ea este începută în 2020 și este pe 7 ani de zile. Vă dați seama că acolo sunt toate domeniile cu caracter general, pentru că unul dintre reperele pe care le-au avut cei care au făcut această strategie au fost și programele cu finanțare europeană, pentru că trebuie să prinzi acolo ca fiecare, agent economic, ca fiecare societate, fiecare autoritate publică să aibă posibilitatea să depună proiecte cu finanțare europeană, pentru că în funcție de această strategie fiecare actor
sau fiecare autoritate publică sau privată are posibilitatea să depună proiect cu finanțare europeană, condiția ca ele să fie prinse în această strategie de dezvoltare. Vești și din Parlamentul European. Domnul europarlamentar Dan Nica transmite că va veni un transport conținând un număr aproape record de vaccinuri către România, iar guvernul ar trebui să fie pregătit în acest sens. Este pregătit guvernul? Da, este un lucru bun că vaccinăm, este un lucru bun că populația trebuie să înțeleagă că trebuie să se vaccineze. Eu m-am vaccinat și să sugerez să se vaccineze toată lumea, pentru că nu se întâmplă nimic, n-am niciun simptom, nu mi-a... N-am avut frisoane, absolut nimic, decât doar ca un vaccin obișnuit, unde puțin zona respectivă simți acul de la seringă. În rest, n-am avut probleme. Ceea ce mă bucură este faptul că reprezentanții Partidului Social Democrat în Parlamentul European sunt interesați și sunt aplecați, așa cum a făcut-o și domnul europarlamentar Dan Nica, pe acest subiect, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în alte țări, cum este în India, și trebuie să insistăm, pentru că rata de vaccinare în România este una foarte scăzută. Și cred că guvernul ar trebui să implice mai mulți factori și zic eu că aici unii dintre factorii cei mai importanți sunt medicii de familie. Guvernul ar trebui să se așeze la masă cu această categorie profesională, pentru că sunt cei care intră în contact cu cel mai mare număr de persoane. Fiecare medic de familie are înscris pe listă cel puțin 2.000, 3.000, chiar unii și 5.000 de români înscriși, de oameni înscriși pe listele medicului de familie respectiv. Și atunci, asta este cea mai bună soluție. Medicul de familie este cel care poate să transmită mesajul cel mai bine. Anul trecut, lumina era adusă acasă de poliție în noaptea de înviere. Și vreau să vă întreb dacă s-a schimbat ceva din atmosferă, dacă așteptăm altfel Paștele anul acesta. Da, este ușor începem să revenim la lucrurile normale, firești, așa cum suntem noi obișnuiți, pentru că suntem un popor altfel, așa îmi place să cred și așa cred. Suntem un popor credincios, un popor care merge la biserică, un popor care crede în valorile spirituale. Și anul acesta avem posibilitatea să mergem la biserică, avem posibilitatea să luăm lumină direct de la preoți, bineînțeles cu măsurile de distanțare, așa să nu trebuiască să ne îmbulzim, și rog pe oameni să nu facă lucrul ăsta, să se îmbulzească, pentru că va ajunge preotul la fiecare. Bisericile sunt foarte bine organizate și recunosc că mă impresionează modul lor de a se organiza și chiar este un lucru foarte bun, astfel încât cetățenii să poată să meargă să ia lumina sfântă de la biserică, Sfintele Paște, sfințite, anaforă, ceea ce îți dă satisfacția aia de bucurie, mai ales că toată lumea vine la ora 11:30 la biserică și, în general, până la ora 1 și ceva, se ia lumină, mai participă la slujba, apoi merge toată lumea acasă, în familie, servește masa de Paște și, bineînțeles, se bucură de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului. Cozonac sau Pască, care e favorita la dumneavoastră? În familie, mă refer. Pe care e bătaia? Dacă mă întrebați pe mine, sunt amândouă. Dar copiii sunt cu cozonacul. Și în mod sigur are cine să-l pregătească să fie savuros. Da, soția mea face de fiecare dată și pască și cozonac. Mai ales că anul acesta am și un invitat special în familie și acel invitat special este mama mea. Care împreună cu soția vor găti și vor face
Cozonac și Pască și ouă roșie. Va fi o concurență în detrimentul siluetei tuturor, cred. Da, probabil ceea ce ne-am chinuit în postul ăsta să mai dăm jos, o să luăm în asta câteva zile. Da, să ne bucurăm de Sfintele Paște, că sunt frumoase și binecuvântate. Asta vreau să vă spun, m-ați rugat să vă amintesc, să le faceți o urare gălățenilor în final de emisiune. Să vă dea Bunul Dumnezeu multă sănătate, să ne dea înțelepciune, ca împreună să depășim, așa cum am spus și anul trecut, spun și acum, să depășim momentele astea grele, dificile. Deja se întrezărește o ușoară speranță că numărul de persoane infectate a scăzut, deci ca atare îmi doresc ca 2021 să fie un an al binecuvântării, să ne revenim, să ne revedem bucuroși, sănătoși. Iar dumneavoastră, dragi gălățeni, vă doresc tuturor un Paște binecuvântat alături de cei dragi, de familie, de prieteni, de cunoscuți și să vă bucurați fiecare de ziua frumoasă a învierii Domnului. Hristos a înviat! Să ne prețuim familia, să ne-i prețuim pe cei dragi, părinți, copii, pe cel de lângă noi. Pentru că, evident, acestea sunt lucrurile care ne umplu viața. Vă mulțumesc, corect, domnule președinte, și să avem sărbători cu bine cu toții. Viziunea plăcută în continuare, doamnelor și domnilor. La revedere!